Bună dimineața! Este ora 8 fără 10 și m-am trezit să merg să fac analizele pentru show-ul I'm a Survivor! Da, după cum știți, particip la Survivor și cred că știți deja. Și trebuie să fac și analizele pentru că este un show foarte, foarte serios și ne trimit să ne facă toate analizele înainte să ne trimită în Republica Dominicană. La noi se apropie Crăciunul și eu mă pregătesc să plec în Republica Dominicană să mă lupt pentru mâncare și pentru supraviețuire. Așa că trebuie să mă bucur maxim, maxim de sarmale. Am găsit o lumină bună aici. M-am gândit să-mi prind codițe așa în Survivor, ce părere aveți? Deci așa nu o să pot să-mi aranjez părul deloc. Nu o să pot să mă... Captain. Nu o să pot să mă aranjez, să mă machez, deci măcar să-mi prind părul așa. Pentru probe mă gândesc, să nu-mi intre în ochi. Hai că trebuie să merg să găsesc persoana cu care mă întâlnesc aici. Vă pup! Țineți-mi pumnii! Ora 6 m-am trezit. Hai să mergem cu tuturor să întrebăm acolo când avem separat. Da, trebuie să avem un medic separat, da. Să ne băgăm în față. Ne pare rău. Mi se par foarte creepy spitalele și clinicile și laboratoarele și... Este foarte creepy. Beau o cafea cu tine. Da, suntem normale? Da, crezi că suntem normale? Nu, stați că vă arăt cu cine ne-am mai întâlnit aici. Dr. Music. Forța tati. Adică, nu, cu degetul ăla, cu degetul ăsta ăla. Cu degetul ăsta, forța. Am greșit, greșeam. Gata, mergem să bem o cafea, ne-am făcut niște analize și urmează să ne mai facem niște analize într-o oră. Când atunci mergem să... Să pot, vă rog să mă salvați, că sunt de ceva timp aici, în această cameră. Sunt pretendentă. Pretendentă? Da, adică particip la concursul, deci vreți să-ți ia lui Jador. Da, 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 i-am spus să-i fac un copil negru. Așa. Am spus să-i fac un copil negru, să vadă și acum cum e să te simți în pielea unui negru. Adică, stai cine. De unde știi că nu știu? Da, sunt internațională. Sunt internațională, sigur, asta cu stai. Tu știi cum e să fii în pielea unui negru, stai? Nu, dar vreau să știu cum e una cu dinții așa mare. Da, uitați-vă la dinții. Și uite, așa mi-am petrecut o zi întreagă alături. Costinit. Bine. Da, bro, planul o să-l fac eu, o să-ți-l trimit. Împarți premiul întâi. Ok, cred că am terminat, nu știu. Cu adevăratul câștigător. Păi el împarte locul lui cu mine. Da, dar de fapt... Nu cred că el vrea să împarte locul. Nu, să împarte eu locul 2 cu el. Dar știi că locul 2 e bine, că înseamnă că ești primul bine câștigător. Ai făcut radiografii? Deci, de fapt, ești prima care n-a câștigat. Sunt prima care... A pierdut. Nu, sunt ultima care a pierdut. Ultima care a pierdut și primul care n-a câștigat. Da. Asta înseamnă să fii pe locul 2. Da. Prima care... Ce facem mai azi? Da, ne pregătim să mergem la Canal D. Să filmăm prezentările pentru Survivor. Nu, sunt super emoționată. Ideea este că deja am întârziat. Trebuia să fiu acolo deja. Și nu suntem gata. Suntem la Canal D și urmează să intru să filmez testimonialele pe care voi le vedeți mereu înainte de emisiune. Mă anunță, de fapt, prezentările și sunt foarte, foarte emoționată. Pentru că now it's getting real.
Am începe. Lângă noi, Alexandra Stan. Bună, Alexandra! O experiență nouă pentru tine, Survivor România. Cum te-ai acceptat această provocare? Sincer, și pentru mine e o experiență foarte nouă și foarte diferită față de ce am făcut până acum. Dar să știi că îmi doream de mult să am o experiență de genul ăsta și, nu știu, pur și simplu am simțit așa că vreau să mă duc. Am zis, ok, știu că o să fie greu, știu că trebuie să mă antrenez, știu că nu o să mănânc mai nimic, o să stau printre sportivi de performanță pe plajă și așa mai departe, dar asta e, vreau să mă duc, nu știu. A fost o decizie foarte instinctivă, să știi, nu m-am gândit foarte mult. A fost ceva așa. Ce facem aici? Filmăm interviuri, facem puțin PR pentru canal de și Survivor. Dar nu o să se dea acum. Adică o să se dea când voi deja, când vedeți asta, o să fie pe TV. Dar acum e cu mult înainte, suntem înainte de Crăciun. Deci probabil o să fiu acum, în momentul ăsta, as we speak, probabil sunt undeva la cald, pe plajă, în Republica Dominicană.